Băi, băiatule, băi, n-are aer, n-are filtru. Asta sunt curios de dacă curți benzină pe undeva, acum ceva. Na. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit astăzi pe acest canal cu decisiva. După ce am făcut alea, s-a uscat în totalitate, i-am montat eu carburatorul, dar acum trebuie să montăm și furtunele. Le-am spălat acum o leacă rezervorul, i-am pus șocul și vreau să văd unde vine firul ăsta de la pompă. Da, și celălaltul aici în galerie. De unde s-a dus celălaltul? A intrat pe partea aia, l-altă rău. Ia să dau eu ăsta pe suport și să văd eu ce să-i fac aici. Ia uitați cum arată acum toate piesele. Aici, frumos, elegant. Vreau să văd dacă funcționează și funcționează bordul, funcționează toate alea. L-am asamblat eu cât de cât. Urmează să punem aici ăsta un pic pe trepied. Vedem cum facem. Hai să văd eu acum cum introduc ăsta aici. Băi, cât că ăsta de aici, de aici, și ăsta la altă. Dar de ce bine așa urât? Pumpa asta, cum e bine treaba asta? Nu e mai bolsul ăsta asta. Nu-mi dau seama. Bă, dar ce coapte sfilele astea, băi, băia. Bă, că asta fac acum. Asta fac acum că n-am cum să le bag. Că-s băț. Ce-ai de capul meu? Deci n-ai cum să le iei. N-ai cum să le îndoi. Păi ține minte că asta e scurtul de la... Așa. Băgăm câte unul pe ăla, să aducă niște furtuni. Îmi pare rău că n-am găsit furtuni transparent. Ne-am luat tot din asta negru. Ia. Cât a fost asta? Hai, mai lăsăm un pic mai lung, că dacă o fi să mai tăiem o dată din el, să avem de unde. Hai să-i băgăm jos siguranța de asta. Hai, ce larg a fost asta. Ia uite asta când târzii. Țibușoara asta, care ești, mă? Asta. Așa. Hai să punem să facem totul intact aici. Pac, pac, pac. Una e gata. Hai să o băgăm și pe asta la loc. Să fim inima păcată că toată treaba e bună. Uite așa. Așa. Deci pe asta o băgăm aici la rezervor, da? Are gunoi, n-are. Haide așa. Așa-i băgăm și siguranța. Vrei să vede ceva aici? Se vede cu ăsta mai bine ceva decât cu alaltul. Așa, A40 l-a folosit 3-4 ani de când e deschis acest canal. Cu ăla singur am cu Samsung A40. Și încă mai face față. Hai să-i băgăm. Dar ăsta n-are siguranță. Ia-te așa. Cât a fost ăsta?
Asta a fost mai scurt. Le pun și pe asta așa. Și încă o măsurică. Așa. Și să-l înlocuim și pe asta de la cubla cubla. Deci toate trei înlocuim. Ia. Pe acolo. Hai acolo, ăsta are siguranță, hai să-i pun în loc. Ia pe așa. Tare, sunt curios să vedem cum merge. Curat carburator, l-am desfăcut degeaba. L-am băgat la loc. Acum așteptăm să-i dăm benzină. Uite așa, bă, băiatule. Ăsta cât a fost, mă? Și ăsta tot la fel. Și ăsta tot la fel. Și ne mai rămâne exact încă o bucată de furtună. Și pe astea trei, toate le-am ciuruit, hai uite-le. Da. Uite, avem o siguranță aici. Hai să o luăm, să nu o aruncăm. Și să o punem aici. Mai nimic aici. Gata. Hai să îi dăm o corneală. Vedem firele acum unde vine și unde se duc. Deci asta vine de la rezervor, ăla vine din mama lui, vine din. Cred că ăsta vine la benzină. Și ăsta la altul vine, îi bagă de la de aici, de la admisii, hai să-i bag niște benzină. Hop și așa. Hop și așa. Ia să vedem. Fai de capul meu, bobiță. Ia să mai pun-o, că e de adus atât. Unde-i capacul ăla de la rezervor, bă, băiatule? Unde ești, mă? Hai, dă să pornească, naibii, și zboară pe aici. Facem numai. Ia uite așa. Pune și capacul. Ia să vedem, băi băiete, am băgat bateria. Ia. Băi, ești. Băi, ești nebun la cap. Băi, ești nebun la cap. Vine oare benzina, mă? Ia să scoatem noi furtunul de la rezervor. Bă, de asta de unde vine aici? Asta se duce pe aici, coboară, ăsta e de la supraplin, de la carburat, de la rezervor. Ia să dea, nu bagă benzină ceva aici, am carburatorul ăsta. Ia uite-mă! Bă, băiatule! Băi, băieti! Băi, băieti! Nici n-am apucat să văd dacă bagă benzină. Îi curge. Curge, n-are filtru. Ia uzăm. Hai de capul meu, bobiță. Ia să dăm la pedală. Hai de capul meu.
șocul ăsta. Cred că nu ne-a pus bine. De capul meu ce curge. Dacă am pus-o bine acum. Am pus cum a fost. Băi, băi. Mamă, 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 bubuială de 100, frate. Carabeu de 100, s-a prins bun tot. Pai de capul meu. Ia uite-l, bă, bobiță. Te atent. Acum urmează reflajele. Tot portul, frate. Vai de capul meu, ce lumini avem. Băi, băiatule, merge tot, băi. Dă-te pana mea de aici. Vai de mine. Hai să-i mai dau o pornire, să vedem cum funcționează farul, becul. Băi, băiatule, băi, n-are aer, n-are filtru, hai să curios de dacă curge benzină pe undeva, acum ceva, na. Băi, băieti, uite ceapa ta azi. I-am scos topul să-l șterg o leacă. Băi, băiatule! Băi, băiatule! Am făcut toate reglajele și am ieșit cu el. Mai durează.
Treaba este că trebuie să-i dăm aer și trebuie să-i punem filtru. Am comandat un filtru la dimensiunea asta așa mare, am comandat un filtru la pentru ATV-ul Lida cu gâtul așa mare. Nu se vede, dar o să vadă, da. Cu gâtul ăsta așa mare. Nu se vede, mă, nu se vede. Așa, se vede. Așa, trebuie reglat aerul, trebuie reglat benzina. Uite aici, văd un reglaj de aer. Așa. Și pana mea, și să vedem pe unde vine prins pompa asta. Că doar n-asta așa aici, pe asta. Să vedem unde o punem și unde a fost. M-am uitat azi și am căutat scuterul ăsta. Și cu ăsta exact așa, 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 am găsit. Am găsit exact aprilia. Dar uite, scrie și pe asta, am văzut aici. Unde stai așa? Mă dau pe partea asta. Să mă dau pe partea asta. Aprilia Scarabeu First 100. 4 timpi. 4 timpi. Uite. 4 timpi. 4 timpi, 100 cm. Dar mă întreb, 90 la oră? Cam 90, că dacă e în 4 timpi, n-are cum mai mult. Aprilia Scarabeu. Băi, l-am șters eu cât de cât așa. Să asta, să pac, pac, pac. Retuș așa total. Îi pun carenile, îmi lisește spătarul. Care e un spătar? Cam până pe aici așa. Am văzut pe ceva. Unde l-o fi aruncat copilul ăsta? L-o dus la tapițat și tapițat s-o făcut. Am șaua care e aproape ca asta, mai îngust un pic. De la aia la altă de acolo o să încerc, sau dacă nu găsesc, care are o șaua din asta. Pac, am luat-o. Îmi lasă pe Marian Andrei Tecuci pe Messenger. Marian Andrei, Facebook. Și da, bine că am făcut aici tot. Are pornit la buton, la pedală. Ia uite, am făcut și asta. Pedala-i țapână. Revine. Mai e treabă. Cauciucul pe față e nou-nouț, văd. Ce să zic, eu un scooter șmecher de tot. Abia așteaptă astea să le montezi. Să ca lumea, ca lumea. Îs ca lumea, ca lumea, eu. Totul. Totul funcțional. Totul funcțional ca la carte. Podeaua. Uite și asta mișto. E cu, zici că e, zici că e din aia șmecheră. Zici că e din aia șmecheră. Da. O oglinzi, totul original. Ai. Asta e. Mă întreb acum cât o să fugă, să vedem. Are uzuri la segment. Băiatul ăsta zice că a schimbat el segment, dar eu n-aș crede. Eu n-aș crede că el nici nu știa dacă care e carburatorul lui și care e cotul. Ori o fi uitat de atâta timp de când nu l-a mai pornit, că așa se întâmplă. După o perioadă nu mai știi ce ai dat jos, ce ai făcut, ce nu ai făcut. Ăsta am dat azi o tură cu el. Maxim se duce. Maxim! Maxim! Maxim hoinărește asta. Maxim hoinărește asta. Maxim, nu știu dacă... Ia uite-l. Ia uite-l. Ia, când prind papuci în șuruburile astea aici, țeapa, măte. Hai, lasă-l, dă-l în gura, măte. Dă-l în gura, măte. Oricum, o porniți, o a prins farul. Nu mai scot fum, că ăsta mai scoate mai tare fum, că e în doi timpi. Și am plecat. Am plecat în casă, am lăsat ăstea așa, că mâine urmează o zi mare. Am făcut eu curățenii, dar n-am ușurat, că n-am, decât cutia cu ăsta și acolo două chei și un patent. În rest n-am mai ușurat nimic, am aici o grămadă de fiari vechi care trebuie să le arunc, iar restul, pana mea. Mai am pe acolo, pe desubt, câte ceva, instalații vechi. Piese, carburatoare, eu, picolul, grămadă.
astea rămâne. Bine că l-am rezolvat și pe asta. Și închilat a fost și toate. Mai am cablu. Cablu de frân de pe spate. A stat aici cu burta. Ia uitat. Și a prins ruginul și aici. I-am băgat niște lichid de frână când am mai avut degresant. I-am băgat așa pe el pe aici. Și-o las așa să mai duc la vale. Frâna de față merge belea, am văzut. Merge vitezometru, că am dat, am învârtit de roată. L-am suspendat un pic pe furcă, scaunelul ăsta așa. Am învârtit, s-a dus până la 10 km pe oră. Funcționează, înseamnă tot. Iar asta de aici nu vrea să revin înapoi. Nu vrea să culiseze. Trebuie să o scot de aici și să-i bag degresant ca lumea. Că nu, până nu culisează ca lumea, nu am ce să fac cu ea. Dacă a stat atâta timp acolo, era plin de rugină. Ia uitați cum e acum. Impecabil tot. N-ai cum așa ceva. N-ai cum. N-ai cum. Nu? N-ai cum. N-ai cum, iau-te telefonul meu cu 6 camere și am luat o husă mișto. 6 camere. Cu căle al din tăia de pril. I-am luat o husă cu colțuri duble. Acum ăsta are antișocuri, dar nu le activez, că din sâlă. Hai salutare și am plecat. Hai salutare și am plecat. Salutare și am plecat. Să băgăm scula înăuntru, că asta face toți banii. Au ce o monitorizează ca pe la Pro TV. Nici la Pro TV nu face filme din astea. Uite, mai am unul aici ascuns după ăsta e fix. Ăsta e fix. Ăsta nu e cu au. Și au înflorit toți trandafirii. Ia uite. Ia uite. Aia cățărători care i-am făcut eu, ia uite, un să duce, să duce, vreau să intru încolo. Pana mea, am tuns un pic asta, care m-am apucat de YouTube, am plantat acolo și uitați trandafirii care i-am pus aici. Ia uitați ce catifiare, hai de capul tău, bobiță, hai de capul tău, ia uite, înflorește acum asta, ia uite ce aici, înflorește lavanda. Înflorești trandafirii ăștia cățărături, ia uite, catifia, catifia, dar ce fel o mugurit bradul ăsta, ia uite, dar ăsta care l-am adus de la munte eu, ce fel a dat muguri, mai de capul meu și florile, sărăcie, ce tot faci, mă, măi, n-auzi? Săptămâna care vine ne apucăm de fațadă, frumos, elegant, facem decorativ, închidem aici, alea lăsăm numai mijlocul așa, să nu mai pară ca să bătrânească, tot fațada făcută, lambriu sus, pac, 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 pac. Dar nu-s cu du-te vino, nu-s cu du-te vino. Zic nu cu tot vino, tan, 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 returnabilă, iei 50 de bani, n-au scos faci un leu. Amă, Viorel, iotiu, mă, iotiu, mă, e returnabil, iotiu. Ălea care arată coșul pe ele, ălea care arată coșul pe ele, asta unde are, mă? Fanta. N-ai văzut câte sticle, uite și asta are. Ai văzut ce la Kaufland acolo? Au cu căruțele din băi. Dar unde? Cine stătea atâta la rând acolo? Să bagi ea la sute de saci acolo. Adică, de unde le-a adus oare, măi? Cred că o adus de elea fără etichete și stau cu ea. Stai de capul meu. De capul meu. Ceau! Ceau! Grație!